Accidentul s-a petrecut la 50 de metri de casa gălățeanului care aștepta salvarea. Din păcate însă, ambulanța nu a mai reușit să acordă primul ajutor pentru că șoferul și asistenta au avut nevoie la rândul lor de îngrijiri medicale după ce nu au primit prioritate într-o intersecție. Și asta deși aveau semnalele luminoase și acustice în funcțiune, după cum și martorii povestesc. Deci vine ambulanța respectivă cu sirenele puse, cu faruri, cu sclipiri de faruri și așa, pentru avertizare, pentru ceilalți conducători auto. Deci la intersecție respectivă se acordă prioritate ambulanței, așa, deci n-a fost atent la intersecții și s-a întâmplat impact. Deci, v-ați speriat, s-a auzit aici? Da, bineînțeles, m-am speriat, am scris de rămbă copacul ăsta, când așa, un șoc puternic, așa, tare. Și băiatul meu a auzit aici o bufnitură așa mare, când mi-a dus să pune și nevastă mea. A auzit o bubuitură mare, nu? Bubuitură, da, și vecinul ăsta cu ăsta spune că ai un pom. S-au speriat. Șoferul a fost transportat de urgență la spital, unde va rămâne cel puțin 24 de ore pentru supraveghere medicală. Și eu mergeam de voadătar în casă, la cazurile respective care sunt de urgență, cu sirena și din afară. Și v-a ieșit în față mașina? Da. Cazul la care ambulanța trebuia să ajungă a fost preluat de colegii de la SMURD. A venit o altă salvare și pacienta a fost luată, dar fiindcă era foarte grav, au solicitat în sprijin și au venit colegii noștri de la SMURD. Și colegii au intubat pacienta, este grav, cu un edem pulmonar și transportată la spital. Polițiștii de la rutier au început o anchetă în acest caz. O tânără de 25 de ani care conducea un autoturism nu a acordat prioritate de trecere într-o intersecție unei ambulanțe care se deplasa la un caz, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase, intrând în coliziune cu aceasta. În urma impactului au rezultat pagube materiale și rănirea ușoară a conducătorului ambulanței. Din cauza avariilor suferite în urma accidentului, ambulanța a fost transportată la serviciu cu platforma auto. Pagubele materiale se ridică la câteva sute de milioane de lei.